informații. Ministrul austriac de interne umilește România chiar de față cu ministrul de interne Cătălin Predoiu. Acesta a mers astăzi la Viena pentru a negocia aderarea în spațiul Schengen, dar s-a lovit de un nou răspuns negativ. Vedem declarațiile. Poziția noastră este că sistemul Schengen ca întreg nu funcționează, de aceea nu suntem deschiși pentru extinderea acestuia. Vedeți și dumneavoastră că sunt controle de frontieră între Germania și Austria, între Austria și Ungaria, Austria și Slovenia. Am avut o discuție foarte bună, vă mulțumesc pentru invitație, am sperat să avem această discuție bună. Sunt foarte onorat să fiu astăzi aici, frumoasa dumneavoastră capitală, in ihren wunderschönen Hauptstadt. Și foarte fericit că am avut o primă discuție bună cu omologul meu.